Domnișoarelor și domnilor, se intonează imnul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Ne bucurăm că în ultimii ani, deși numărul absolvenților de liceu continuă să scadă, numărul de studenți ai Universității Sucevene crește constant și trece din ce în ce mai mult peste 10.000. Cu siguranță, acest lucru se datorează reputației Universității Ștefan cel Mare din Suceava, absolvenților noștri, dar și internaționalizării universității noastre. Mulțumesc pentru invitație, stimați profesori, domnule rector, domnule primar, dragi studenți, vă urez un început de an universitar cu succes, sănătate, liniște și intrarea în normalitate cât mai repede din punct de vedere al pandemiei. Mă bucur să particip la acest eveniment. În ultimii ani, relațiile între Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și administrația publică județeană și locală, cred că este un exemplu. Eu vreau să vă mulțumesc pentru mâna întinsă, pentru tot ce ați făcut și aș începe prin a aplauda și a mulțumi Universității Ștefan cel Mare Suceava pentru implicarea excepțională la nivel academic, dar și pragmatic în lupta cu pandemia. N-am să uit niciodată, ați fost primii care v-ați pus la dispoziție începerea, pregătirea, curajul, riscurile ca să fiți alături de noi în această luptă care, din păcate, cum știți, a debutat aici, la Suceava. În afară de asta, vreau să vă felicit pentru performanță și începe Suceava mai de mult, dar are așa o imagine de ștaif universitar care trebuie aplaudată. Faptul că dumneavoastră aveți un număr atât de mare de boboci arată atractivitatea universității dumneavoastră. M-am uitat și eu ce se întâmplă în alte centre universitare din țară și dumneavoastră, că sunteți pe plus, aveți o creștere care arată că din ce în ce mai mult sunteți căutați și mă bucură acest lucru. Vreau să spun un sincer bun venit în orașul Suceava, celor care sunt în Suceava. Bobocilor de la Muntrei, care am înțeles, sunt foarte mulți. Vreau să vă felicit pentru că ați ales o universitate foarte bună. O universitate de nivel european.
Și mă bucură faptul, așa cum spunea domnul rector, că iată suntem în primii 10, am zis pe 6 la nivel național, în primii 300 la nivel global, iată că Universitatea Suceava este recunoscută, face performanță și acest lucru ne bucură.